Agrii, povestea de succes de astăzi are miez dulce și roșu, exact ca pepenii de la Tinca. De 20 de ani, familia Condor le asigură bihorenilor delicatesele verii. Pentru anul acesta estimează o producție de 70 de tone pe hectar. Au și un secret pentru succesul lor și nu au ezitat să ni-l împărtășească. Haideți să le auzim povestea și să vedeți roadele muncilor. Acele benița. Da. De ce? E bună. Și zemoasă. Și dulce? Da. Pentru familia Condor, anul acesta anunță o producție record de pepeni. Sunt atât de bune încât amenință supremația lubenițelor de dăbuleni, spune fermierul. Ne-a ajutat bunul Dumnezeu când am avut nevoie de mai mare căldură, a venit căldura și în sfârșit am avut o producție frumoasă și de calitate foarte bună. Folosim gunoi de grajd, descompus, ca fertilizant, asta e de bază, cu altele mai ajutăm ca să treacă prin diferite faze care nu putem controla. Pe cele 6 hectare sunt cultivate 3 soiuri de pepeni verzi și 2 de pepeni galbeni. Asta soiul preferat de clienți, soiul Mersini. Nu degeaba că are un gust aparte, zemos, coaja subțire, semințe mici. Asta în fiecare an este pe top. O varietate cum ies galben. Pentru cei pasionați. E foarte dulce. Nu e așa zemoasă ca altele. Sunt unii care asta preferă. Încercăm să facem pe placul tuturor. Ferenc Condor monitorizează atent pepenii. În momentul în care suretul confirmă că fructul este copt, acesta este încărcat și transportat spre tarabe și magazine. Cum recunoașteți că sunt copte? Primul rând, după culoare, deja de la distanță vezi că are altă culoare. Dar ca să fim siguri, folosim și un cuțit cu mâner de lemn. Și dacă simțim și o rezonanță în mână, atunci e perfect. Recoltat de azi dimineață, se vede pe ea că a fost rouă când am pules. Este urmă de, uite, 8 kg, cum ați cerut. De ce cumperi lebenițele de aici? Pentru că este foarte bună, zemoasă, dulce, are aromă minunată. Mă ajută foarte mult că mă răcorește pe căldura asta, e foarte răcoroasă. Tot de aici cumpărăm, de Tinca, e foarte bună. De ce preferați pepenele de Tinca și nu din altă parte? Păi să stimulăm producătorii locali. Eu cred că asta e ceva binevenit pentru producția locală. Este gustoasă, este dulce, este semoasă. E bună pentru că mai ales e răcuroasă în timpul verii. Inflația galopantă l-a obligat pe fermier să scumpească pepenii pentru a putea suporta costurile de producție. Totuși, acesta este sigur că oamenii vor înțelege și îi vor cumpăra oricum marfa, grație calității fructului. Tot mai e greu cu profitabilitatea, pentru că costurile de producție s-au ridicat foarte mult. Asta sper că mă înțelege și clienții, dacă poate plătesc mai puțin, mai mult față de anul trecut. Deocamdată așa se vede o tendință. Dacă asta va rămâne, atunci o să fie și profitabilă.